Prima manșă din semifinala Cupei României s-a încheiat cu un scor pe placul ambilor antrenori. Finalul partidei i-a nemulțumit pe suporterii aflați pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. Giurgiuvenii au fost mai atenți în joc și au pus mai multe probleme adversarilor, în timp ce ploieștenii s-au limitat la execuții acrobatice, fără să prezinte pericol pentru poarta lui Silviu Lung Junior. Tribunele pline cu suporteri ploieșteni au început să își spună cuvântul și astfel au apărut ocaziile la poarta Astrei, dar fără nicio finalitate. Meciul s-a încheiat cu scorul de 0-0, care îl mulțumește pe Florin Marin, aflat la primul meci pe banca Astrei Giurgiu, și recunoaște că nu ar fi reușit fără ajutorul lui Daniel Isaila. Meciul retur se joacă pe 16 aprilie pe stadionul Marina Nastasovici, iar Astra Giurgiu este favorită. Sunt șanse mari ca meciul să meargă la loviturile de departajare.